Bună ziua, bună ziua și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal Pavel Coșa. Mergem la servici. Bă, dar încurg ochii ăștia, bă. Ce încurg ochii ăștia? Bă, altă mamă. Ai uitat. Afară e cam frigut, parcă zici că vine iarna, frate. La cât e de frig. Bă, ai frig rău, bă. Mă, chiar rău de tot, da? Totuși, frigoate, uitat, îmi curg lacrimile, ia uitat aici, parcă zici că plâng. Da. Hai cam, ce să mă drăbesc un pic, să ajung la scârbici. Că vreau, că nu vreau, trebuie să ajung. Vrei bani? Vrei bani? Du-te la muncă. Nu la întins mâna. Și glovoi un servici bun. Bă, și glovoi un servici. Da. Asta e mai nasol. Glovo, că ai ori, ai la Glovo nu e un salar fix. Să zici, bă, am carte de muncă, un salar fix, Glovo e un fel de job part-time, un job ăla, ca să-ți mai rotunjești veniturile. Știi? Să-ți mai rotunjești veniturile, da. Treci nea Ioanii! La muncă! Da, ca să mai rotunjești leacă veniturile, că Glovo, dacă atât bani îți dă Glovo, să te bat, mă bată mama. Comenzi în aia de 7 litri, trompeti. Tazul mai dă ceva bunișor, dar n-au provocări. Glovo de bine de rău are provocările la săptămânali și dacă le îndeplinești, ești bombă. Da? Mai vedem. Ce se mai întâmplă? Da. Ai, de mine și de mine. Am zis că am să vă fac o dată o filmare cu Oppo 10-le. Bă, nu știu ce au. Filmez cu un aparat, dar tot îmi dă MTS. Nu știu ce înseamnă MTS ăla, dar mă enervează. Mă, mă enervează rău de tot. MTS-ul ăla. Da? O, nu doar eu cu MTS-ul ăla. Da. Bă, nu știu ce înseamnă MTS. Trebuie să mă uit-o pe internet, să văd cum îl pun eu la punct camera asta, care o am Sony, bă, ca să nu mai filmez MTS. Că nu pot să fac nimic cu ea, cu formatul ăla. Nu suportă absolut niciun program. Filmez degeaba cu el. Da? Am să iau o baterie mai bună și am să folosesc Sony-le la altul, mă. Mai am un Sony. Să-l folosesc pe altul, mai mic. Mai ușor, că cu asta îți faci treaba cu el, da? Îți faci treaba cu el, da? E cam greu, ei? Și văd că filmează cam aiurea. MTS. Mă, nici măcar HDVLC ce ăla nu ți-l dă, mă, frate. Nu știu cum să-l fac. M-am dat la un prietenaș care știe. Bă, să uita că am uitat în calendar la el. Nu știu la cine să mă duc, mă, să-l fac. Nu știu ce fotograf ar ști să mă ajute fotovideo care face videografii. Să mă ajute să-l pun un pic la punct aparatul ăla. Să nu mai filmez în format MTS. Că îmi dă peste cap tot. Băi, dacă mă duc la un eveniment și filmez în format MTS și trebuie să editez, cum s-ar spune pe românești, că am stricat filmarea. Pe bune. Acum mă duc să fac filmare cu formatul ăla. În loc să filmez Full HD, eu filmez MTS. Asta e, frate.
cunosc mai capăt o leacă la bani, am să trag o baterie mai bunicică și să folosesc soanele la mic. N-am dat ce o cine știe ce averi pe el, da? N-am dat nu știu ce averi pe el, dar totuși îmi fac treaba cu el. Știi? Am filmat un botez cu el. Să știți, un botez cu el, l-am tras cadu, bombă. Am cer scuze cu năsoiul ăsta. Ăsta e drumul meu spre Scârbici, adică spre muncă. Da, să uită lumea cam ciudat că vede că filmez. Parcă, bă, ăștia nu știe, bă, să facă că este YouTube acum. Lumea nu știe de... Știe că este YouTube, dar știi care-i faza? Nu știe că să fac bani chiar așa de bine din YouTube. Bă, e la început, o să meargă mai greu cu YouTube-ul. Când ești la început. Doar nu o să vrei să meargă blană de la început. Nu, no, trebuie să ai răbdare, frate. Așa eu m-am chinuit atâta timp, frate, văd că a început să crească și abonați la mine. Vă mulțumesc celor care v-ați abonat la canalul mini. Când se mai încălzește afară, am să fac și clipul ăla de 4.000 de abonat, cum v-am promis, numai voi să vă abonați. Pregătiți clipul de 4.000 de abonat. Dar mai întâi, să vă abonați și voi acolo. Dați și voi acolo. Un like, un share, un subscribe. Să distribuie și voi acolo clipuri. Ca să... Ca să... Ca să dea mai departe, să facă algoritmul YouTube-ului. Adică să... Recomand, îți fac recomandări YouTube. Să poate uita lumea. Știți? Da. Am, dar nu mai zic. Te-am vrut odată, te-am uitat să fac odată, dar noroc că l-am șters. Am șters partea aia acasă. Vreau să fac o prostie mai mari ca mine, dar nu mai zic aici. Da. Ăla mergea cu borbagajul deschis, că nu știu de ce. Da. Dar în rest... Hai? Bine. Abia aștept să văd, poate reușesc să-mi iau un laptop sau văd un calc, îmi fac din calculator ăsta, laptopul meu, îmi fac monitor și să-l folosesc. Dar l-aș da să-l aranjez alea cu prietenașul meu, să-i scoat ce nebunieri mai sunt pe el, să-l aranjez un pic, să-i pun leac la punct. Îi dau regulile să văd dacă n-acă acceptă, așa. Și să-mi fac laptop, să mă aranjez. Adică să-mi pun programe, să-mi pun un program bun de editat video, care suporte cam toate așa. Văd, poate îmi pun și stai că îmi pun și formatul ăla, filmora, nu filmora, mă, cum îi zice, Premierul, poate îmi pun și Premierul. Da. Bă, poate îmi pun și Premierul și vedem ce o mai fi. Da. Haideți cu like-uri, aprecieri, coment.
să noi. Dar și voi acolo un subscribe, o distribuire, ceva. Hai, v-am lăsat și ne vom revedea la următorul vlog. Pa, pa!